Hei, salut și bine ați revenit! În urmă cu câteva zile postam pe pagina de Facebook faptul că voi vorbi despre camerele de tipul bodycam cumpărate de poliția română și mai nou am observat că și poliția de frontieră a achiziționat astfel de camere și voi trage niște concluzii din experiența personală cu ale mele bodycam-uri. Așa că hai să vedem, o să vă întrebați și mulți polițiști o să se întrebe probabil, bă, de unde știu de achizițiile astea și mai ales de poliția de frontieră. Păi am dat o căutare pe Google. Cam amară. Bun. Și am două site-uri. Primul site este poliția-de-frontieră.ro, că au postat oamenii acolo. Și al doilea site este gadget.ro. Ce spune Gadget? Știrea de pe gadget.ro datează din data de 21 iulie anul trecut, 2020. Și spune așa. Motorola va furniza 12.000 de bodycam-uri pentru poliția română. Se pare că Motorola a semnat un contract, bun. Acest model de cameră înregistrează, la 1080 de pixeli, are unghiuri largi de vizualizare, dispune de streaming Wi-Fi, GPS, integrează o baterie ce permite o autonomie de până la 12 ore și include sistemul Bluetooth Sensor Monitoring. Prin acest sistem video montat pe echipamentul polițiștilor vor fi evitate acele cazuri clasice de abuz, în ghilimele, postate de diversi oameni pe rețele socializare, dar în același timp cred că va ridica și nivelul de profesionalism al polițiștilor, aceștia fiind înregistrați permanent. Păi bine, mă cam îndoiesc că vor fi înregistrați permanent pentru că trebuie să pornească ei. Iar cazurile de abuz vor fi postate de abuzuri, da? În ghilimele, consider că vor fi postate în continuare de către cetățenii nemulțumiți, întrucât nu cred eu că polițiștii vor putea să publice imagini înregistrate cu bodycam-urile de la muncă. Ce v-am spune așa că o să fie cam ilegal să faci lucrul ăsta, judecând strict după prevederile legii 363/2018, respectiv regulamentul UE 679/2016, privind GDPR-ul, da? Protecția prelucrării datelor cu caracter personal. Hai să vedem ce spun frontieriștii. Știre postată pe 14 decembrie 2020 și e mai nouă. Poliția de frontieră a achiziționat aparate tip body camera pentru a fi utilizate în misiunile de supraveghere și control la frontieră. Bun, laudă multă, model VB400 au achiziționat 3295 de aparate, valoare totală, deci au fost achiziționate cu fonduri de la bugetul de stat, are o valoare totală de 4.447.195,60 euro. Lei, că nu e trecută valuta, nu e trecută unitatea monetară. Iar procedura de achiziție a fost licitația publică deschisă cu publicare în SEAP, sistemul electronic al achizițiilor publice, pentru cine nu știe ce înseamnă SEAP, platforma națională care asigură transparența și abun. Obiectivul principal pentru achiziționarea unui astfel de echipament a fost reprezentat de îmbunătățirea calității serviciului prestat. În fine, barbologie. Bun. Oportunitatea achiziției acestor echipamente pentru poliția de frontieră română derivă din necesitatea de a documenta activitățile operative de... Ok. Ce specificații publică poliția de frontieră? Camerele Motorola VB400 se poartă pe cort, sunt ușoare, robuste și au până la 12 ore de autonomie. Nu se specifică de filmare sau în standby. Cu un obiectiv grandangular HD 1080p complet, camerele surprind cu exactitate punctul de vedere al purtătorului pentru a oferi transparența. Eficiența sporită. Bun. Și avem și două poze cu un polițist de frontieră care poartă modelul de cameră de Motorola VB400 cu ham. Din punctul meu de vedere, hamul ăla nu-mi pare, nu mi se pare foarte foarte bun, util. Mai degrabă un clips. Ok, și am dat o căutare pe Google, am intrat pe site-ul motorolasolutions.com, toate linkurile veți găsi în descriere. Și am intrat la specificații la Motorola VB400 Body Worn Camera. Ok, ce ne spun băieții de la Motorola? Pe specificații și ăștia sunt destul de subțirei. Bine, oferă mult mai multe informații. Și cele mai interesante, utile, cred eu, pentru polițiști, informații despre acest model de bodycam. Informații generale, bun, greutate, 162 de grame, cu tot cu montură, e în limba engleză. Plus mounting, ok, baterie integrată, not user serviceable, deci nu poate fi reparată dacă se strică baterie, trebuie schimbată toată camera, înclin să cred. Tipul baterie litiu-polimer, destul de bun. Capacitate, nu ne spune capacitatea, se specifică cât timp filmează, up to 12 hours when used with optimum camera settings. Și avem features such as Wi-Fi, impact, battery life. Bun, deci filmează, are autonomie de până la 12 ore cu setările optime pentru cameră. Optime, nu știu dacă are ecran, dacă are ecran pe partea din spate camera asta. N-am văzut să scrie, nu cred că scrie. Bun. Ok, camera. Day-night operation. Supports low light conditions to 0.2 lux. Deci se pare că nu are capacitate de filmare night vision, nu are funcție de night vision. Și mi se pare ciudat pentru poliția de frontieră că din moment ce ei au aparatură de vedere pe timp de noapte, al de night vision, termoviziune, etc., mi se pare ciudat să achiziționeze cam aiurea, să achiziționezi tu frontieră camere bodycam-uri care nu filmează noaptea, nu au funcție de night vision. Unghiul 120 de grade orizontal, 65 vertical și diagonală de 140 de grade. Unghiul de 120 de grade mi se pare mic pentru un bodycam. Ideal ar fi fost 170. Dar, vedeți dumneavoastră, intervine legea compensației. Cu cât ai, de exemplu, luăm un GoPro. Cu cât ai unghiul mai larg, dar GoPro are 170 de grade orizontală, dacă nu mă înșel. Cu cât ai unghiul mai larg, mai mare, cu atât ai impresia că un obiect aflat la 10 metri în fața ta se află o distanță mai mare decât în realitate. Cu cât unghiul este mai mic, cu atât se poate aprecia distanța față de obiect mult mai corect. Iar 120 de grade în cazul lui Motorola VB400, înclin să cred că ar prezenta obiectele sau persoanele filmate, le-ar prezenta la o distanță cât mai apropiată de ceea ce vede, ceea ce percepe ochiul uman. Ok. Mai multe funcții, camera features, ok, nimic interesant până acum. Ne spune că are GPS, are Bluetooth, are vibrații când o folosești, recording status, user notification. Deci are notificări sub formă de vibrații vizuale și audio. Are bookmark footage, are posibilitatea, oferă utilizatorului posibilitatea de a marca momentele importante din timpul unei filmări, că ne spune instant mark important video footage by pressing a configured switch or button. Bun, spre deosebire de majoritatea specificațiilor tehnice pe care le întâlnim în cazul altor camere, camere sport, camere de acțiune, camere video, camere foto, dar Motorola, cel puțin în aceste specificații tehnice, nu oferă informații foarte valoroase. Vă dau exemplu, capacitatea bateriei, în loc să-mi spună nu știu câți miliamperi, îmi zice câte ore funcționează în condiții optime. Asta putea să fie un bonus. Să zică, da, domnule, uite, are acumulator capacitate de 6.000 de miliamperi sau 10.000 de miliamperi și în condiții optime poate funcționa până la 12 ore. Da, era o informație utilă, din punctul meu de vedere, suplimentară, da? Bun. Formatul video H264 și H265, rezoluția Full HD, HD și 640x360, frame rate-ul 25 sau 30 de FPS-uri și capacitate de stocare 64 de giga. Înclin să cred că este capacitate internă, memorie internă. Poate fi folosită la temperaturi între minus 20 de grade Celsius și până la 50 de grade Celsius. Ok. drop test. Deci este rezistent la căderi. Tested to MIL standard MIL STD 810G. E un standard, asta nu știu. Pe mine nu mă interesează ce înseamnă standardul ăla. Pe mine mă interesează să-mi spună producătorul, bă, rezistă până la cădere de la 1,5 m sau de la 5 metri. Da? Nu conform cărui standard. Da, ăla iarăși pot să mi ofer ca informație suplimentară. Bun. Are Wi-Fi. Deci iarăși niște informații. O să găsiți, o să atașez link-ul în descriere. Și vine cu dotări. Avem o fișă tehnică unde ni se prezintă ce face fiecare buton, ce semnifică fiecare LED, fiecare beculeț de pe ea. VB400 și ne arată accesoriile cu care vine. Bun, deci văd ham-ul, deci e ham cu două chingi, două bretele deasupra sau cu una, da, și una singură jos, mai îngustă sau mai lată. Prinderile, clipsurile alea, din câte văd, se pare că sunt asemănătoare celor de la GoPro. Alte accesorii, văd că vine și cu prindere tip magnet, tip clemă, cred că este asta tip curea, pare să fie ceva tip curea. O să vedeți, o să încerc să caut fotografiile pe internet, să le atașez pe filmuleț. Bun. Și, în fine, foarte multe tipuri de accesorii, câteva fotografii și cam atât. Bun. Concluziile. Din câte am citit în specificațiile tehnice oferite de producător, nu cred că ies în evidență cu ceva așa deosebit, ceva wow, nu știu ce tip de senzor au, în fine. Vreau să vă prezint două bodycam-uri ale mele, Boblov-ul pe care deja îl știți și un Philips de la www.spy-8.ro. Dacă vă uitați cu atenție, Boblov-ul, hai că ăsta a fost primul. Boblov are camera, are lentila pe centru, da, în partea de sus, și este încadrată de 6 LED-uri verticale. Aceste LED-uri sunt LED-urile cu lumină în infraroșu. Această lumină infraroșu ajută senzorul camerei să filmeze în condiții de luminozitate, de lumină scăzută sau de întuneric. Bun. Același lucru o să îl vedem și la camera, la bodycam marca Philips. Ok? Numai că nu sunt 6, sunt 4 LED-uri cu infraroșu, celelalte sunt de iluminat, astea două de sus, în fine. Bun. Din punctul meu de vedere, un bodycam pentru polițiști, pentru uzul forțelor de ordine, ar trebui să îndeplinească următoarele condiții. Condiția principală, cea mai importantă, să aibă bateria, acumulatorul să țină mult, să aibă autonomie foarte mare, pe puțin 12 ore. A doua condiție, să aibă unghiul, da, cât mai mare. Eu aș merge undeva pe vreo 150 de grade. Hai să spunem între 120 și 170 de grade, da? Unghiul camerei. Să-mi filmez în Full HD, minimum, cu 60 de cadre pe secundă, 60 de FPS. Să aibă stabilizator optic de imagine, pentru că dacă nu are, în momentul în care, ați văzut la Boblov W11, la bodycam-ul ăsta micuț, da? Ăsta nu are stabilizator de imagine. Iar într-o astfel de cameră, în momentul în care o agăți și să spunem că polițistul nostru fuge după suspect, imaginea va juca, deci va fi foarte, va deranja privirea enorm, enorm de mult. Ok. Deci am spus, acumulator mare, de capacitate mare, unghiul camerei, să aibă funcție de Night Vision și să poată fi agățată pe vesta tactică. Bun. Ce înseamnă chestia asta? Nu știu cum au venit camerele Motorola VB400 pentru polițiști. Dar am văzut că majoritatea polițiștilor au primit veste tactice, că sunt anticlonți, anti-înjunghiere. Asta nu contează ce au la interior. Contează faptul că la exterior vestele au sistem de prindere moale, adică buzunărașele astea micuțe, da? Găicile astea. Ei bine, Când dotezi Ministerul de Interne, când își dotează, sau o firmă privată, când își dotează personalul cu body camera, da? Și le oferă și veste tactice, nu contează că sunt anticlon, sunt anti-înjunghiere, etc. Veste tactice cu astfel de prinderi și le dă și body camera-uri. Sunt de părere că trebuie să vină body camera-uri împreună, să fie însoțite de sisteme de prindere pentru mole, pentru sistemul ăsta. Că degeaba le oferi ham sau un sistem de prindere care nu potrivește pe vesta din dotare. Și un exemplu de prindere este această clemă. E o clemă foarte mică. Încerc să... Da? Asta este de la Boblov. Acest tip de clemă se fixează pe cameră, pe bodycam și se prinde pe vestă, pe sistemul mole. Numai un pic să vă fac și demonstrație. Da? Și gata, am prins-o. Iar în momentul în care se dorește montarea bodycam-ului, pur și simplu se atașează și gata. Polițistul nostru are bodycam-ul atașat. În momentul în care ea joacă acum, datorită vestei, dar în momentul în care polițistul va avea vesta pusă pe el, da? Camera va avea vor fi slabe șanse să mai joace. Plus, datorită umflării, aici înăuntru eu am niște plăcuțe din burete, sunt de airsoft. Un material balistic, sunt sigur că ar fi mult mai gros. Drept urmare, camera ar sta mult mai bine. În cazul lui Philips, pe care l-am, v-am spus, de la Spy Shop, el vine cu o clemă ceva mult mai mare. Dar și clema asta mi se potrivește mie pe sistemul de prindere mole. Și vă fac demonstrație imediat. Și gata. Am prins. Concluzia mea, nu am văzut cum filmează Motorola VB400. Nu am dat nicio căutare pe YouTube să găsesc înregistrări. Probabil există, nu știu. Dar, judecând strict după specificațiile tehnice, sunt de părere că lipsa funcției de Night Vision nu mă interesează, că poate filma până la condiții de iluminare de 0,2 lux, da? Low light. Lumină scăzută. Nu mă interesează chestia asta. Mă interesează să aibă Night Vision. Să filmeze pe timp de noapte. Și repet, pentru poliția de frontieră care are în dotare aparatură de vedere pe timp de noapte, nu văd de ce să cumpere și să folosească, să-și doteze. Nu văd motivul pentru care și-ar dota personalul cu bodycam-uri care nu au această funcție. Încerc să îmi imaginez cam cum s-ar vedea un uz de armă efectuat de către un polițist de frontieră, noaptea în boscheți, păzind granița dintre România și, nu știu ce stat, să spunem Moldova, da? Sau Ucraina, în bezna nopții, în întunericul nopții din pădurea de munte, să spunem, ne imaginăm pe Ucraina, da? La nord, la Maramureș. Cum ar arăta un uz de armă făcut în legitimă apărare, în condițiile în care afară e bezna, da? Poate că ai și un plafon de nori și nu vezi nimic. Și e atacat polițistul de frontieră. El știe că este cel atacat, face uzul de armă legal, pornește bodycam-ul, dar ăla nu înregistrează nimic. Nu se vede, nu se poate distinge decât audio. Cum se va simți acel polițist de frontieră? Stau și mă întreb. În momentul în care, descărcând imaginile, va sesiza faptul că nu se vede mai nimic pe cameră. Că camera nu a înregistrat mai nimic. Aproape deloc. Nu se poate distinge obiectul cu care a fost atacat, deși el l-a văzut. Nu se pot distinge etapele atacului, material direct, imediat, injust, care pune în pericol persoană. Nu se poate demonstra materialitatea lui, caracterul direct, caracterul imediat, caracterul injust, nu se pot demonstra cu ajutorul imaginilor. Ce va face acel polițist de frontieră? Stau și mă întreb. În condițiile în care nu mai are niciun alt mijloc de probă. El s-a bazat doar pe filmarea realizată cu bodycam. Nu știu, mi se pare trist. Nu am văzut contractul de achiziție, dar bag mâna în foc că ăsta a fost principiul numărul 1, cel mai mic preț. Dacă într-adevăr așa a fost și am dreptate, ce să zic atunci? Îmi pare rău, stimați polițiști de frontieră, stimați polițiști că și voi, pe la rural, pe la... Da? Ce să vă zic? Nu pot decât să vă zic să încercați să luminați suspectul sau să-l atrageți într-o zonă luminoasă cu cel puțin 0,2 lux de lumină, astfel încât Motorola VB400 din dotare să poată distinge, să poată filma cum trebuie. Da. În fine, eu am fost Broadheader, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ăsta a fost materialul, îmi pare rău, dacă aș avea o Motorola VB400, vă dați seama că filmam cu ea, dar nu am. Mi-ar plăcea dacă cineva are acasă și poate să facă niște materiale video, nu zic să mi-o trimită, poate înregistra niște materiale video atât pe timp de zi, pe lumină naturală, lumină artificială, în interiorul locuinței, da, sau unei încăperi întunecoase, precum și pe timp de noapte. Dacă poate face lucrul ăsta și ar putea să mi le trimită, ar fi minunat. Dar până atunci, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mare atenție dacă sunteți din sistemul MAI și aveți în dotare așa ceva. Vedeți că nu are funcție Night Vision. Cum vă descurcați în condiții de low light, nu low light, de noapte, beznă, nu știu, sunați și voi, întrebați-vă șefii, poate aveți, eu știu, alte, vă pricepeți voi mai bine. În fine, până data viitoare, numai bine, doamnește, misiuni ușoare, fără evenimente și, Doamne ferește, să aveți nevoie de o filmare pe timp de noapte cu Motorola VB400 și să nu o puteți face. Ceau!